Orădeanul Andraș Capi și firma sa Exosuits vor să construiască exoschelete, un fel de armură acționată electric pe care persoanele imobilizate în scaunul cu rotile le îmbracă pentru a se deplasa independent. Ideea exoscheletelor sau a braților bionice a apărut de mult în benzile desenate și în filmele SF cum sunt Iron Man sau Avatar. Bineînțeles, Andraș nu este Robert Downey Jr., iar exoscheletul gândit de el și colegii săi nu va fi Iron Man, dar inginerul român este sigur că va ajuta persoanele cu dizabilități să-și recâștige independența la un nivel avansat. Față de exoscheletele similare realizate de companii din Statele Unite, Andraș spune că produsul său va fi mult mai ieftin și va avea în plus și conexiune la internet. Înființat în anul 2013, firma românilor Andraș Copi și Dorin Hirtea a ajuns în stadiul de testare și dezvoltare a prototipului, atrăgând deja investiții de 100.000 de euro din piață. În plus, anul trecut, micuța companie orădeană Exosuits a câștigat un premiu de 10.000 de dolari pentru cel mai bun startup acordat de compania medicală Ixia. Înțeleg că firma voastră de la Oradea produce exoschelete. Bună seara! Mulțumesc, așa este. Firma noastră este în domeniul medical, mai exact pe exoscheleți medicali. Asta este primul nostru produs. Suntem încă în faza de prototip, de omologare, de omologare și de testări clinice. Ați pornit deja producția de exoschelete? În domeniul medical, în general, lucrurile durează mai mult și costă mult, mult mai mult. Deci suntem în faza de prototip care să fie gata pentru omologare. Producția în masă urmează anul viitor. Veți lucra cu un investitor sau veți produce singuri cu un alt investitor? Acum, hardware-ul este un sport care necesită foarte mult capital. Cu siguranță vor fi runde ulterioare de investiții sau de finanțare tip punte. Spune-te, rog, ceva despre acest produs al vostru, acest exoschelet. Concret, la ce este folosit? Este un exoschelet medical care trebuie să ajute pe persoanele cu dizabilități locomotorice. Pe piața românească mai există astfel de produse? Firma românească care să producă exoscheleți, nu cred. Competitori străini? Competitori străini sunt firme mari, nume consacrate și cu o finanțare foarte serioasă. Prin ce se diferențiază produsul vostru față de altul? Noi ne diferențiem prin ușurința de a folosi, prin faptul că este conectat la internet după cerințele în ziua de astăzi și la prețul care este o fracțiune față de prețul lor. Cât ar costa la voi un astfel de exoschelet? Prețul unei mașini medii. Deci cam? 10.000 de euro. Prețul unei mașini medii. Nu vreau să pun un preț, fiindcă acest preț va fi diferit în fiecare jurisdicție, depinzând de sistemul medical, de gradul de rambursare în fiecare țară. Deci, termenul pe care vreau să folosesc în continuare este prețul unei mașini de clasa medie. Dar spuneai despre competitorii voștri de pe piața internațională, practic. Da. Ei au pus deja în vânzare astfel de produse? Există în comerț, vorbim despre prețuri destul de piperate. 70, 80, 100, 150 de mii de euro. Dar de ce costă atât de mult? Practic ei ce fac? Ce tehnologie încorporează? Aici, de fapt, sunt două chestii care creează acest preț. Unul este faptul că, în general, vorbim despre proiecte finanțate de guvern, deci proiecte care vin de sus, proiecte care au pornit din domeniul academic, proiecte în care s-au plătit profesori de la universități de renume, a căror doar costul de salariu este o valoare imensă, profesori medici de talie internațională și tehnologia în sine, se folosesc niște materiale avansate la care în România și dacă am avea bani, tot n-am avea acces, pentru motive bine întemeiate. Și asta duce la un preț de producție, la un preț de vânzare foarte mare. Dar dacă ar fi să-l introduci în piața românească, CNAS-ul l-ar deconta, bolnavii, cum s-ar putea folosi de el? Din păcate, la întrebarea asta nu știu cum să răspund, fiindcă nu știu dacă ar exista disponibilitate. Aici depinde de la stat la stat, plus că încă nu există exoschelet care să fie rambursat de către un sistem de asigurări medicale de stat.
În America sunt firme private de asigurări medicale care decontează parțial costul exoscheletului. Spune-ne, cam când estimez că ar putea să efectiv să apară pe piață acest produs? Anul viitor. Spuneai că vă aflați în faza de testare și de omologare. Unde trebuie să fie omologat? În prima fază în Uniunea Europeană și a doilea fază în Statele Unite. Ca să poată să fie folosit pe, exact, pe ambele piețe. Un aparat medical nu poate fi pus în vânzare până când nu este certificat pentru acest scop. Mai spuneți câte ceva despre tehnologia pe care o înglobează acest exoschelet pe care îl produceți voi. Practic, el ce poate să facă? Exoscheletul este rezultatul unei lucrări multidisciplinare, fiindcă aici vorbim de metalurgie, de știința materialelor, de informatică, deci s-a vorbit despre serviciile IT, deci programare în sine, electronică aplicată și medicină. Tehnologia este un rezultat a combinației acestor științe. Este un dispozitiv electromecanic pe bază de baterie, care are folosirea lui are efecte terapeutice. Efectiv, o persoană, să zicem, paraplegică, imobilizată într-un cărucior cu rotile, ce ar putea să facă un acest să se ridice și să umble? Și pur și simplu, adică până la ce grad de invaliditate se poate utiliza? La ora actuală, produsul nostru actual poate să ajute pe persoane cu paraplegie, deci persoane care nu au controlul membrilor inferioare. Dar avem un plan și un model care poate să fie folosit și de persoane cu tetraplegie sau tetrapareză.